Doamne. Da, dar eu spune. Eu am încercat să învăț japonez odată. Wow, Ca wow. să nu mă mai uit la anime-uri în engleză. Și ai reușit? Nu prea. Da, o să reușești. Doamne. Foarte frumos. Deci, ce am ascultat noi aici este un remix după piesa lui Ed Sheeran și interesant este că e cântată la un instrument tradițional japonez, se numește koto, sper că îl pronunț corect, așa se scrie cum se aude cu capa, și îi puteți ține minte numele ușor dacă asociați cu un oraș din Japonia care seamănă. Nu e Koto, dar e, îmi spuneți voi? Ce oraș din Japonia are un nume asemănător? Tokugawa, nu Koto, ci mai are o literă. Kyoto, da? K-Y-O-T-O. Sigur ați învățat despre el. Bun. Și acum să trecem la treburile noastre, la lecția noastră. Hariclea ne auzi în continuare, da? Ela și... Ela, tu mă auzi? Sper că n-aude și ela. Ela, o să trebuie să intervii, să ne spui, să-mi confirmi dacă mă auzi când voi, da? Bun, deci ne începem webinarul. Bine ne-am regăsit. În afară de Darius, ceilalți, Hariclea, tu ai fost și ora trecută? Nu, este prima dată. Prima dată, ok. Deci, ține zicem, bine ne-am găsit, lui Darius, bine ne-am regăsit. Și Ela, nu știu. Ela, ne spui? Sau poți să scrii pe chat, Ela? Sper că o să poți și tu să scrii. Doamna, din câte îmi amintesc, mai era un băiat care răspundea mult. Nu mai știu cum îl cheamă. Da, numai că probabil că nu... Mai nu cred că a intrat. Da, poate intră data viitoare. Bun. Să continuăm. Deci, demarăm webinarul. Mai întâi vă spun cum decurge ora de astăzi și după aceea trecem efectiv la oră. Deci, mai întâi prezentăm tema webinarului în contextul materiei de clasa a șaptea, două, trei cuvinte despre mine pentru cei care nu au fost, după care demarăm efectiv webinarul. Nu vom avea o lecție clasică astăzi, ci o să discutăm tema pe care o abordăm prin intermediul unor aplicații și discuții. Deci astăzi nu avem așa prezentare clasică. Am o întrebare, se includ țările cu orașele mari sau toate țările din Asia? Nu le putem face pe toate. Noi vedeți că facem așa doar câteva, abordăm câteva chestii mai importante, nu neapărat importante, mai emblematice așa pentru continent. Deci nu avem timp într-o oră să le tratăm pe toate, doar câteva vor fi cele care sunt mai importante. Adică deci nu o să fie Iran, am înțeles. Da? Pentru că nu avem timp într-o oră să parcurgem totul. Așa, apoi la sfârșit tragem niște concluzii și vedem ce facem în webinarul următor. Bun, și începem cu prezentarea temei de astăzi. Deci noi astăzi vorbim despre cadrul uman și economic, da? Ora trecută am discutat despre cadrul natural și ăsta este al doilea webinar dedicat Asiei, al doilea și ultimul, pentru că în continuare ne vom ocupa de celelalte continente extraeuropene. Numele meu este Roxana Hovai, sunt profesor de geografie la un liceu tehnologic din Târgu Mureș, liceu tehnologic Gheorghe Șincai și începem lecția. Deci, cadrul uman și economic include, așa cum era numele webinarului pe platformă, include populația, așezările și economia. Dar de ce nu le mai tratăm noi acum separat? Pentru că ele sunt foarte strâns legate unele de altele. Da? Practic, populația este cea care formează așezări. Deci, caracteristicile așezărilor sunt în funcție de populație și, evident, economia unei țări este susținută de populația țării respective. Deci, facem așa câteva aplicații în care îmbinăm informațiile din cele... Și pot să zic ceva? Da, te rog. China este una dintre cele două mari puteri ale economiei de pe glob. Sigur că da. Și cine este pe primul loc? Că nu este China. Sua. Sigur.
Deci China este pe locul 2, o țară foarte puternică din punct de vedere economic. O să discutăm despre asta, dar Mare și populat. sigur, populație pe măsură, da, cum să nu. Vorbim și despre asta. Bun. Ce sunt astea? Ia ziceți voi, ce sunt astea? Vă sunt cunoscute imaginile astea? Le-ați întâlnit până acum? Monumente. Monumente. Da. Văd păpușe Marușca, sau cum se pronunță, că e din Rusia. Cum se numește? Matrioșca. Matroșca, așa. Da? Și unde le-ați întâlnit emojis acestea? Unde le întâlniți? La ce aplicație? WhatsApp. Pe WhatsApp? Sigur că da. Haideți și ceilalți, răspundeți și ceilalți. Ăla Aia, e ei, la chinonul? E acolo? Nu arată ca un chinon. haideți să vedem. Deci nu sunt, s-ar putea ca în funcție de telefonul pe care le aveți să fie diferite, pentru De că așa da, e nu. mai multe. Unele sunt luate de pe iPhone. Se Da, vede. unele sunt de pe iPhone, așa e, unele sunt de la Unele Samsung. Samsung, unele Facebook. Așa este. Da. Deci păpușica asta, jucăria asta este matrioșca, este e, din ce e făcută? Lem. Din lemn, foarte bine. Și știți că se deschide așa ca o cutie, în Da. mijloc e una mai mică, Am una. deci Aveam ea una. tot așa. Poftim? Aveam una când eram mic, mi-a Ok, adus și aici. cărei țări este specifică? Din ce țară vine matrioșca? Rusia? Din Nu. Rusia, foarte Da? bine. Bun. Și sub jucăria asta, sub matrioșca, ce este aici de desubt? Masca asta, cărei țări este specifică? Nu e Japonia, nu? Ba da, e Ba da, e Japonia. Japonia. E Japonia, că o știu din animeuri. Da, este specifică Japoniei, așa un fel de, nu știu, putem să Cam. asimilăm cu măștile care se folosesc la noi de Crăciun, că și la ei se folosesc de anul nou în Cam tot festivitate. rândul ăla pe care e masca sunt toate din Japonia. Aproximativ, hai să vedem. Aproximativ toate. Două sunt din Japonia. Care mai sunt? Nu două, una. Mâncarea. Mâncare. Mâncarea este cutia asta de take-out, e de fapt cutia de carton Nudel. aici, a pornit din China asta și a fost preluată în țările asiatice și pe tot, Ah, toată ok. lumea se folosește acum. Aici ce este în mijloc? Unde este Se asta? roagă cineva? Ce știți despre semnul ăsta de aici? Ce semnifică? Haideți, că l-ați mai văzut, îl fac și eu acum, da? Cu mâinile așa împreunate. Rugăciune. E un fel de salut. E un salut, da, namaste. Salutul namaste. În ce țară se folosește? În Japonia? Nu, pe aproape. Indie. În India, Indie. foarte bine, se folosește în India. Deci este salutul specific Indiei. Și în ce moment a zilei se folosește? Ce știți despre? Dimineața. Oare doar dimineața? După Nu, amiaza. dimineața și după masă. Tot timpul se folosește. V-am pus eu un pic în Ai încurcătură. un fel de bună, cum ar veni? Da. Și se folosește și la salutul de vedere și la despărțire. Deci se folosește Atunci costumul ăla din partea stângă e indian, indian, nu? foarte bine. Cum se numește? Da. Știu că tata se uită la filme, dar nu știu cum se cheamă. Un sari. Sari, cred că n-am zis bine sari. Sari este pronunția E stari corectă. sau sari? Haide că m-ai pus în încurcătură acum că nici eu nu mai știu Cască pe internet. cum este corect, pe care se pune accentul. Oricum, le mai punem și diferit în funcție de. Deci, nu e atunci când preluăm un cuvânt dintr-o altă limbă, nu punem neapărat accentul cum este în limba respectivă, că Da, face. e sari, e sari, e sari. Sari, ok. Și Am lângă căutat un sari, ce este aici? munte Everest. După formă, puteți zice ce fel de munte este acesta, de ce origine este, nu? Japon? Nu. Nu seamănă cu un Ah, vulcan? vulcan! Vulcan, foarte bine. Și ce vulcan vestit e ăsta? Unde știți voi că este un vulcan vestit în Asia? Tot în Japonia, da? Este vulcanul. Ai zis, Darius, cumva? Nu. Un nume scurt, patru litere, începe cu litera F. E un munte sfânt pentru ei.
Fuji, sigur ați Fuji. Da, mă gândeam la Fuji și vreau să zic, dar nu credeam că e corect. Așa, bun. Haideți să terminăm cu rândul din mijloc. Aici este? Lampion, China. Da, 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 China, foarte bine. Un lampion, un felinar din hârtie, da? Bun, hai să mergem pe rândul de sus. Aici. Vreau să zic că e moschee, dar când am văzut-o jos era alta. Era o moschee. Sigur, nu e moschee pentru că aceasta este o moschee, da? Știu că eu mă mai duc la moschee cu tata. Este o moschee, deci moscheea este specifică cărei religii? Este lăcașul de cult musulman. Religia musulmană, foarte bine. Și turnurile astea de aici, de pe marginea moscheei, cum se numesc? Am uitat. Minaret. Minarete se numesc, da? Bun, revenim acum la imaginea pe care o înconjurasem. Deci asta este specifică religiei musulmane și asta de sus este specifică unei alte religii întâlnite tot în Asia, evident, că toate se referă la Asia. Știe cineva cărei religii și cum se numește de fapt cult? Undeva în vestul Asiei? Chiar pe țărmul Mediteranei. Avem și noi în țară numeroase astfel de lăcașuri de cult. Creștinism? Nu este o biserică creștină, nu, deși sunt și creștini în Asia. Este o sinagogă. Da? Sinagoga este specifică cărei religii? Cine știe? Religia iudaică, adică în Israel, religia evreilor, da? Am un prieten din Israel. Mergem mai departe, ne-a rămas prima imagine de aici, care este tot un templu, da, un fel de biserica lor, care cult este specific, tot din Asia. Cultul lui Hindus, hindușilor. Și construcția pe care o mai avem și de care n-am vorbit este aici. Japonia. Japonia, foarte bine, este un templu, nu un templu, scuze, un palat japonez, este un palat, da, da. Construcție tradițională, se face de obicei. Tot din anime-uri, știu. Foarte bine, uite că ne îmbogățim așa cultura generală și prin activități care nu sunt neapărat legate de școală. Bun, ne-au rămas aici... Ursul panda. Ne-a rămas ursul panda, corect. În ce țară este ursul panda? Nu. Japonia. Nu e în Japonia. Este Corea. În... Nici în Corea. China? În China, sigur. Yes. Era China. Ursul panda, știți că este o specie pe cale de dispariție, da? Se întâlnește acum doar într-o zonă unde sunt foarte bine îngrijiți, deci nu sunt lăsați în sălbăticie și prin eforturile de păstrare a speciei s-a reușit acolo să... Norocoși. Să crească numărul de urși panda. Bun, sus începusem aici să înconjor tăieței. Noodles, foarte bine, care sunt specifici Japoniei și nu numai. Și ne-a rămas ultimul obiectiv despre emoji. Aici, aveți idee ce este? Asta nu știu. Nu? E ceva din Rusia? Sau? Nu e din Rusia, nu e din Arabia Saudită. Prin minte mi-a trecut tot Rusia ori Arabia Saudită și am zis seamănă puțin la Rusia și am zis Rusia. Da, este piatra sfântă, piatra neagră de la Mecca, unde știți voi că merg musulmanii și fac pelerinaje și merg în jurul acestei pietre, este așa într-o piațetă, așa să zic, deschisă. Okay. Cum este pentru creștini orașul sfânt? Care este orașul sfânt al creștinilor? Din Asia? Este tot în Asia, da. Ierusalimul, nu? E considerat un oraș sfânt, da. Orașul sfânt al creștinilor. La fel este pentru musulmani Mecca, da? Deci ei merg în pelerinaje la Mecca. Bun, mergem mai departe. Deci am avut aici un exemplu în care vedem că aplicațiile astea pe care le folosim au în ele elemente din cultura asiatică. Și iată că datorită globalizării avem și noi, slavă Domnului, acces la ele, nu? Și le putem folosi în viața noastră de zi cu zi, chiar dacă nu suntem, chiar dacă nu locuim în Asia. În sfârșit știu când folosesc anime-urile la ceva. Da, da, da.
Bun, mergem mai departe. Începem cu un exercițiu despre orașe, le localizăm pe hartă. Eu o să intru pe link, o să vă pun și link-ul pe chat, cred că îl mai deschisesem deja o dată aici, o să merg aici unde l-am deschis pe opa, am ieșit de acolo, imediat. Bun, se vede, da? Da. Bun, deci ce facem noi acum? Vom localiza principalele orașe ale Asiei. Și voi să-mi spuneți pe care trebuie să apăs. Voi îmi spuneți care sunt soluțiile. De exemplu, haideți să începem cu zona aceasta aici. Tokyo e... Da? A revenit pentru că mi s-a închis laptopul. Am rămas fără baterie și de aceea. Heraclea, cu noi vorbești? Da, cu dumneavoastră. Da, nu te-am auzit. Mai spune o dată, te rog. Am revenit deoarece mi s-a închis laptopul, că am rămas fără baterie. Bine, bine. Bun. Deci, ce oraș este acesta? Tokyo, din Japonia. Tokyo, foarte bine. Tokyo, din Japonia. Bun. Haideți să mergem mai departe. În țara asta aici, ce țară e asta cu galben? Numele tăi. China. Este China, sigur. Acum, vedeți că aici am pus am folosit pe fundal o hartă care nu este scrisă cu caractere latine. Observați? Nu e Beijing. La China e Beijing. Este Beijing, da, sigur. Capitala este Beijing. Dar revin un pic, facem o mică pauză de la joc. Știe cineva cum se numesc caracterele astea, scrierea asta care se vede aici pe hartă? Ați mai văzut literele astea? Oare știți în ce limbă este scrisă harta asta? Rusă? În rusă, foarte bine. Da, este în rusă. Și rușii, limba rusă, nu folosește alfabetul latin, cum folosim noi, ci folosește alfabetul chirilic. Da? Astea sunt literele alfabetului chirilic, unele seamănă cu alfabetul. Și bulgarii folosesc la fel. Și bulgarii la fel, foarte bine. De exemplu, aici scrie Rostiskaya Federația, Federația Rusă. Da? Pâul lor este râul nostru. Hai să mergem mai departe. Deci, mi-ați zis voi aici că este China și care capitala Beijing, dar care din bulinele astea trei care sunt pe China o fi Beijing? Ăsta de sus, ăsta de la mijloc sau ăsta de jos? Ar veni ăla din mijloc. Ăsta din mijloc este pe țări? Nu din mijloc, mă scuze, ăla despre mare. Ăsta din mijloc și de jos, cele două sunt pe țări numării. Este Beijingul pe țări numării? Da. Nu este. Da? Deci aici sus este capitala Beijing. Păi dacă am toate mai... sunt mai pe la țări, așa. Aproximativ, da, într-adevăr, este aproape de țări, dar nu este peste țări. Aici, la această buline, este cel mai mare port maritim din lume. Care este? Din ce vedeți voi pe ecran? Din denumiri. Ce oraș aici? Cel mai mare port maritim. Jiangsu? Îl vedeți pe ecran aici, vedeți denumirea, da? Suntem tot în China. Ce oraș mai avem în China de pe marginea ecranului? Shanghai? Shanghai, foarte bine. Shanghai este aici, este cel mai mare port maritim din lume, da? Prin niciun port nu trec atât de multe nave cu mărfuri într-un an. Și orașul cel mai sudic din China de pe harta noastră de aici? Nu e Hong Kong. Ba da, este chiar Hong Kong. Nu. Este chiar Hong Kong. Foarte bine. Bun. Mergem mai departe. Aici pe Mon, ce țară este? Mongolia este aici, da? Ce este pe harta? Ulaanbaatar, sigur, da. Ulaanbaatar este capitala Mongoliei. Foarte bine. Bun, să mergem mai departe. Delhi. Aici, să mergem aici. Ce țară este aici? India. India. Și are capitala New Delhi. New Delhi. Și New Delhi este chiar și orașul pus aici pe bulină, pe harta noastră. Bun. Haideți să iau un pic de la New Delhi, că nu se mai văd orașele bine. Să le facem un pic pe astea de aici și după aia mai punem o dată pe New Delhi. Ia să vedem. Cea mai vestică bulină de pe harta noastră de aici? Care o fi oare? Ce oraș e aici? Arabia sau
Arabia Saudită este aici, da? Țara. Ia uitați-vă la orașele care sunt pe margini. Care fi aici cel mai vestic? Am vorbit deja astăzi despre el. Am zis că este un centru de pelerinaj al lumii creștine. Am revenit. Haideți, încercați. Pariclea, încerci? Ela, ne zici și tu? Riad? Este Ierusalimul. Da? Cel mai vestic aici este... Riadul nu l-am pus pe hartă, că nu am pus aici toate orașele. Riadul, capitala Arabiei Saudite, nu am pus. Mai departe, aici, pe nuanța asta de roz premov, aici este Irakul. Da? Da, vecin cu Iran. Avem aici capitala Irakului pe hartă. Care este? Ce oraș e aici? Bagdad. Bagdad, foarte bun. Bun. Și mai departe, la est de Irak, este Iran. Și capitala Iran este? Teheran. Teheran, foarte bine. Bun, punem și Teheran aici. Și acum să punem... Asta nu era șansă, cum să nu știu. Da, punem din noi Nudelia aici pe hartă. Ia să vedem, au mai rămas trei orașe. Să facem pe ăsta de aici, care este în nord. Aici este un oraș care aparține Rusiei, este fix în... Indonezia? Nu, suntem aici în nord, da? Un oraș care este în Rusia. Care din orașele astea... Vladivostok. Vladivostok, foarte bine. Asta nu este un oraș foarte mare, dar este interesant pentru că este capătul de linia al căii ferate, care știți voi că este cea mai lungă din lume și este în Rusia. Țineți minte cum se numește? De la regiunea asta pe care o traversează și care știți voi că se numește Siberia, calea ferată se numește Transiberianul. Da? Transiberianul pornește de la Moscova, străbate toată Rusia și ajunge până la Vladivostok. Este capătul estic al căii ferate. Dar îmi spuneți voi, Moscova oare de ce n-am pus-o pe harta asta, dacă e tot, dacă aparține Rusiei? De ce n-am pus pe hartă? Că am încercat să pun orașele mari. De ce n-am pus și Moscova? Haideți că știți. Noi vorbim despre Asia, da? Ah, Moscova e în Europa. E în Europa, foarte bine. Deci Rusia este țara care se întinde, o țară care se întinde pe două continente. Și Moscova este în partea europeană a Rusiei, de asta nu am pus pe hartă și am ales Vladivostok să vi-l pun pe hartă. Bun. Dar au mai rămas două orașe aici în sud. Jakarta vine în sudul Indoneziei. Da, Jakarta sigur că da, este capitala Indoneziei aici. Și la nord de Jakarta aici... Singapore, singurul oraș care ne-a rămas, sigur. Singapore este oraș, este țară. Ce știți despre Singapore? E țară. Și oraș. Este oraș, stat, da? Este o țară formată... Ca și Vaticanul. Ca și Vaticanul, foarte bine. Și este și Singapore este un mare port, este la concurență cu Shanghai. Bun, deci v-ați descurcat foarte bine aici, sper să mai... Aritlea, vreau să te auzi și pe tine mai des și ar vrea să o auzi și pe ela. Mergem mai departe la... Nu mai dau aici să mi te însărcăși, noi știm foarte bine că le-am făcut corect. Mergem mai departe la prezentarea noastră și facem mai departe un Kahoot. O să vă rog să intrați pe Kahoot.it. Kahoot-ul este... dedicat, este cu recunoașterea orașelor. Puteți să intrați, voi trei, pe Kahoot. Ia, stai, așezare geografică sau? Poftim? Mie mi-a dat una cu Asia, așezare geografică. Deci, intrați pe Kahoot IT și puneți pinul acesta. Eu sunt de pe telefon, dar ca să știți. Și poți intra, Darius, nu? Da, pot, că am aplicație. Ok, Hariclea, poți intra? Imediat. Ok. Ela? Deci Kahoot.it și parola 213583. Ok. Dacă s-a intrat, așteptăm și pe Haricleia și sper că intră și Ela.
Doamna, la ce liceu vă predați? La Liceul Tehnologic Gheorghe Șinca îi predau. În Chișinău? Ce? Te așteptăm, Haricleia, da? Da. Așa, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 3. E la așa la care se poți intra și cu unde liceu la București? Poftim, Darius? Liceul e în București? Sau? Nu, este în Târgu Mureș. Hai că mai ajung eu. Ela, nu ne confirm, oare te așteptăm, nu te așteptăm? O să facem așa jocul, Ela, dacă nu știu nimic de tine, nu știu dacă să te mai așteptăm, o să facem jocul doar cu Darius și cu Harry Play. Dar suntem trei copii, mă rog, așa ar veni, trei copii și... Păi puțin și buni. Suntem puțin și buni. E bine dacă suntem doi, unul o să aibă locul, unul o să aibă locul. Unul o să fie pe locul doi. Bun, acum ideea nu este neapărat să facem noi acum un clasament, ci să ne jucăm cu informațiile geografice. Bun. Și începem jocul. Deci voi trebuie să recunoașteți orașul uitându-vă la o imagine. Sunt 7 întrebări. Prima întrebare: cum se numește orașul? Ce este aici? Beijing, Tokyo, New Delhi sau Hong Kong? Haideți! 7 secunde mai aveți. Stai puțin că am pierdut... Mitul. E un oraș. Ce ai pierdut? Yes. Tokyo. Heraclea, nu poți face jocul? Nu vă mai văd pe ecran. Nu mă mai vezi? Dar răspunsurile le vezi pe ecranul tău? Nu, văd doar răspunsurile, nu văd întrebarea. Nu vezi imaginea? Gata, a revenit. Ok, bine. Atunci mergem mai departe acum. Deci în imagine era aici Tokyo și Tokyo. Voi recunoșteați că avea vulcanul Fuji în fundal. Este imaginea. Ah, avea în fundal, eu m-am uitat după clădiri. Păi, acum la clădiri nu era una emblematică care neapărat să o recunoașteți, dar vulcanul Fuji era, el este, după el putea fi ușor recunoscut. Mergem mai departe, următoarea întrebare, a doua. Ia să vedem. Cum se numește acest oraș? New Delhi, Shanghai, Singapore sau Kuala Lumpur? Uitați-vă la clădirea care este acolo. Cred că am greșit. Haideți, încă un răspuns. Este! Hariclea, tot n-a reușit să răspunzi? Ba da. A răspuns, doamnă, a votat Singapore. Deci era în imagine Kuala Lumpur și era Kuala Lumpur, o recunoașteți, orașul îl recunoașteți după turnurile Petronas. O să scriu acum, de aceea trebuie să le țin minte. O să scriu acum pe Google ca să ne mai dăm încă o dată la câteva imagini cu turnurile Petronas. Deci turnurile acestea două care sunt legate între ele printr-un pod. Asta este clădirea emblematică a orașului Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, da? Și știți voi că la zgârie nori, știți că atunci când bat vânturile foarte puternic sau când sunt cu tremure, este zgârie norii se mișcă, se spune că sunt ca niște trei din bătaia vântului. Și se mișcă așa un pic de la... Păi și nu e periculos? Poftim? Nu e periculos? Păi sigur, dar sunt făcute în așa manieră încât să nu fie probleme, pentru că voi dacă... Adică se pot mișca, dar nu se dărâmă. Nu se dărâmă, sigur că da, și chiar trebuie să se miște un pic. În sensul că dacă vine un cutremur, voi știți că în partea de est a Asiei sunt foarte multe cutremure. Da, foarte. Chiar trebuie să se miște un pic, pentru că dacă construcția ar fi rigidă, atunci la cutremur s-ar prăbuși. Dacă are, să zicem, un pic de elasticitate, se poate balansa. Și a fost aici o provocare să facă o punte între două clădiri care câteodată se mișcă. Au pus așa ca niște bile, așa ca niște rulmeni, să vă imaginați aici pe margini, că atunci când se mișcă zgârie norii, că ei nu se mișcă neapărat în aceeași direcție sau cu aceeași viteză, sunt abateri, să nu se rupă puntea asta dintre ele. Deci e o construcție extraordinară. Foarte complicată. Bun, mergem mai departe. Unde este capitolul nostru? Este aici. Continuăm.
Mergem la a treia întrebare. Ia să recunoaștem cum se numește orașul. Tokyo, Hong Kong, Singapore sau Shanghai? Haideți. Ah, cred că știu. Dar nu mai știu din ce parte era clădirea aia. Ia să vedem de unde. Haideți, încercați. Chiar dacă e greșit, nu e nicio problemă. Asta. Sigur, mai știam că era Singapore. Știam, eu știam, știam, știam. Haricrea, tu ai apăsat sau Darius? Cine a răspuns? Eu am dat. Darius. Dar Haricrea, tu de ce nu a răspuns? Nu știu, credeam că e greșit. Dar nu contează dacă da, e greșit. Nu contează. Okay. Facem jocul, deci noi învățăm acum, nu contează cât e de corect sau greșit. Da, noi și aveam un vizor Singapore și am dat așa. Clădirile alea trei trebuie să, alea sunt emblematice pentru Singapore. Da, la o piscină. Da? Da, le-am și văzut acum o lună pe Facebook, da? Da, bun, mergem mai departe. Nu-i nimic, data viitoare o să zic. A patra întrebare din 7. Cum se numește orașul? Tel Aviv, Dubai, New Delhi sau Ierusalim? Am vorbit astăzi despre orașul ăsta. Mi-a votat singur. Am zis că așa, Ierusalimul era inclusiv. Ierusalimul și într-o parte a zonei acelei era Zidul Plângerii. Nu știu dacă folosim voi site-ul ăsta, îl știți? Skyline Webcams. Nu. Este un site unde sunt camere video din diverse locuri de pe Ah, gata, știu. Transmit imagini live. Și este o cameră pe Israel, aici. Da, și aici este Zidul Plângerii. Uitați-vă, acolo era clădirea. Dar ce se cheamă Zidul Plângerii? Pentru că merg și își pun acolo rugăciuni și se plâng cum ar veni, ca și cum și-a lăsat acolo lacrimile, își spun durerile, de asta se numește așa. Acum dacă dau pe imagine, o să pună și o reclamă, dacă dau aici pe butonul din mijloc și nu o să dau, dar puteți să vă uitați, să vedeți că sunt multe camere web, foarte interesant, sunt cu, de exemplu, din Asia, avem și din Emiratele Arabe Unite, nu prea se vede. Din Dubai este, uitați-vă, este... Ce s-a întâmplat de așa în tunel? Închid că vine reclama peste noi. Aveți și opțiunea timelapse, acolo puteți vedea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, să vă uitați că este interesant. Să vă pun pe chat la sfârșitul orei? Da, vă rog. Link-ul, da? Bun, sper să nu... Mergem mai departe, mai avem încă două orașe de recunoscut. Cum se numește orașul de... Dubai, Abu Dhabi, Ulaanbaatar sau Hai, ăsta e ușor. Haideți, încă un răspuns. Hai, Haricleia. E o clădire foarte... Era și colma, să o luăm greșit. Era acolo... Burj Khalifa. Burj Khalifa, sigur, cea mai înaltă clădire din lume. Mergem mai departe. Dar mie îmi plac oamenii de acolo, că sunt foarte bogați, au Ferrari, Lamborghini. Da. Yeah. Beijing, Tokyo, New Delhi sau Shanghai? Hai. Haideți. Hai, Haricleia. Da, eu sunt. Stai. Tu nu apăsați, Darius? Nu. Și vreau să mai... Sigur, era Shanghai. Și vreau să-i mai dau o șansă. Mergem mai departe la ultima întrebare din jocul nostru. Ia să vedem. Ankara, Istanbul, Beijing sau Tokyo? Ai. Pe Ankara nu e... Mai bine dacă... Haideți. Sigur, e un oraș musulman. Da. Gata, știu. Am fost aici. Deci era Istanbulul, da? Ankara nu este pe țărmul mării. N-avea era Istanbul? Decât Istanbulul. Sigur că da. Deci Istanbulul și apa pe care o vedeați acolo în spate, aici am deschis Google Maps, se vede harta Asiei, da? Și aici este orașul Istanbul, care știți voi că este... Da, doamna, știu că acolo merg în fiecare an cu părinții. Ok, bine, excelent. Este într-o strâmtoare, dar cum se numește strâmtoarea asta? Unde este orașul nu Istanbul? Strâmtoarea? Strâmtoarea? Bosfor, da? Bosfor și Dardanele. Dardanele este din coace, da.
Deci, strâmtoarea Bosfor face legătura între Marea Mediterană și Marea. Cum se numește Marea asta micuță de aici? Marea Moartă? Nu. Nu Marea Moartă. Marea Moartă este E aici, acolo, e mai jos, da? nu? În Israel. Marmara. Marea Marmara. Iar strâmtoarea Dardanele este aici și aleagă Marea Marmara de Marea. Îi vedeți aici denumirea. Marea Egei. Da? Marea Egei. Bun. Să revenim la jocul Dar nostru oricum, Turcia e un practic. loc frumos. Mereu îmi place să merg Sigur, acolo. da. Sigur, o țară frumoasă și Când tare. mergi pe auto, când mergi pe stradă, pentru mine e autostradă, vezi așa cum sunt toate clădirile, se pierd în wow. Ok, Locul bun. nu. Deci, în concursul nostru, Hariclea e pe locul 2 și Darius pe locul 1, dar amândoi sunteți câștigători că ați participat la oră. Să închidem mai jocul Cahu și mergem mai departe la prezentarea noastră. Bun. Mai departe, discutăm un pic despre câteva probleme ale Asiei, probleme legate de populație, așezări și economie. Și o problemă este suprapopularea. Nu știți Vreau voi să că Asia are un număr foarte mare de locuitori. Aveți idee cam câți locuitori are Asia? știu că e o parte mare de pe planeta din Pământ, nu? Da, este mai mult, da, este, are mai mult de jumătate din locuitorii lumii, la asta te referi, nu? Da. Care Patru foarte bine, peste 4 patru miliarde de bilion. locuitori are Asia. Și asta, evident, că ajunge să fie o problemă, nu? Să genereze probleme, că sunt așa de Multă mulți. închină. Probleme cum ar fi faptul că apar astfel de cartiere periferice în orașele mari care au zgârie nori, cum vedem și aici în fundal, este un cartier așa foarte modern, apar astfel de cartiere periferice, slab dezvoltate, în care lumea nu trăiește în condiții bune, numite slums. În India se numesc slums și ăsta este un cartier din Cum se numește? Slumos? slums, scrie aici pe slide, da? Se folosește termenul englezesc pentru cartierele astea. Noi pe românește le zicem ghettouri, nu? În India se numesc slums și, din păcate, sunt foarte multe și nu sunt doar în India. Deci, lipsa spațiului de a construi, lipsa locurilor unde se facă construcții înalte, lipsa banilor, în primul rând, fac ca lumea să nu-și poată permite să aibă o locuință adecvată și să se dezvolte astfel de cartiere. Tot legat de suprapopulare, nu știu dacă ați auzit voi de cage houses, casele în cuști. Și asta este o Ah, nu. imagine din Hong Kong, care știți voi că este foarte bine dezvoltată economic, nu? Dar există și oameni care, la fel, nu își permit să locuiască într-o locuință adecvată și s-a ajuns la situația aceasta că, pur și simplu, sunt unele imobile unde se amenajează niște cuști și oamenii închiriază cuști și acolo locuiesc ei. Deci, cumva există lumea asta foarte modernă, partea asta foarte dezvoltată a Asiei, dar există și reversul medaliei. Din cauza suprapopulării se ajunge și la astfel de situații. O altă problemă a Asiei este legată de poluare. Și este această aplicație windy.com, poate chiar o folosiți. Da, doamna, știți unde e un semn mare de poluare? Am văzut și în Iran că nu poți să vezi vârful muntelui. Nici nu poți să vezi muntele dacă ești la distanță. Da. Este aplicație sau pe din browser, dacă intrați pe windy.com, se urmăresc informații meteorologice. Vedeți aici în dreapta că scrie de viteza vântului, unde sunt ploi, temperatura, etc. Dar are și o parte legată de calitatea aerului. Și aici am selectat pentru voi indicatorul dioxid de azot, care indică poluarea aerului. Și unde are culorile astea aproape spre roșu, aici vedeți jos scala, înseamnă că este o poluare foarte ridicată, da? Deci noi ne uităm aici doar la partea care corespunde Asiei. Și observați că cea mai mare poluare este în țara care este cea mai bine dezvoltată din Asia, nu? Adică în China. Observați aici cât este de mare poluare. Deci ideea este că o țară, ca să fie foarte dezvoltată economic, plătește prețul în poluare, să zicem, nu? Înseamnă că și poluează foarte mult.
Se vede de asemenea poluarea foarte ridicată pe Asia, pe India, pardon, pentru că și India este o Da, nu e atât de mult. putere economică la nivelul Asiei și nu numai. De asemenea, vedeți aici poluare foarte ridicată. Din ce cauză este aici poluare? Care este O. activitatea care generează poluare atmosferică în golful de... Mașinile, Nu atât mașinile, cât ce resurse se... fabricile, Ce resurse fabrici, se exploatează în golful Persic? În ce... petrol. Petrol, foarte bine. Deci exploatarea și rafinarea petrolului duce la o poluare foarte ridicată. Și ce este interesant pe harta asta, v-am zis când am făcut-o ieri, alaltă ieri seara, am luat captura asta de ecran, este foarte interesant ce se vede aici pe Rusia. Vedeți? Oare de ce e poluare aici pe Rusia? Pe Pentru că Rusia. partea asta, în partea asta din Rusia, în Siberia, aici nu prea sunt activități economice, numărul de locuitori este redus. Știm noi că acolo este pădurea de conifere, da? Nu este foarte multă populație. Oare știți de ce reprezintă sursele astea de poluare? V-ați uitat la știri în ultimele zile? În Nu. ultima lună, cred. Nu sunt adeptul știrilor. Nu? Dar ați văzut poate ceva similar prin Europa, în Turcia, nu, am zis Europa și Bă, Turcia. căldura. Căldura care provoacă Incendii. incendii, dragilor. Uitați-vă cât sunt de fantastic, Când de a zis de puternice. Turcia și Europa, am știut imediat. Da. Că au dat la știri din Turcia, au dat din Grecia, au dat din Sardinia, că sunt incendii în Italia. Da. Deci, inclusiv în Siberia, au fost anul ăsta niște anomalii climatice care au generat până și în Siberia incendii. Lucru care este extraordinar, în sensul că aici ar trebui să fie un climat mult mai rece, nu ar trebui să fie să apară într-o astfel de zonă incendii. Și uitați-vă cât de poluante sunt. Acum nu ne doare atât de mult că poluează, ci faptul că arde pădurea. Asta este o mare problemă. Bun, mergem mai departe, mai discutăm despre o problemă și anume despre conflicte. Din Ah. păcate, unde sunt oameni, sunt și conflicte, nu? Și Imperiul în Persan. Asia sunt foarte multe conflicte, din păcate. Și aici vă dăm un singur exemplu. E vorba de conflictul dintre China și Tibet. Știți voi că China a ocupat Tibetul, da? Că Tibetul este acum, zona asta tibetană este parte a Chinei. Cum a ocupat Tibetul? Folosind armele, da? Adică au intrat pur și simplu în Tibet, au început să omoare oamenii, să dea foc la sate. Asta s-a întâmplat mai demult, evident. Și tibetanii, împreună cu liderul tibetanilor, cu Dalai Lama, s-au refugiat în India. Și v-am pus aici două recomandări de o carte și un film. Cartea 7 ani în Tibet, scrisă de Heinrich Harrer, un alpinist austriac, care era acolo în perioada în care China a ocupat Tibetul. Și după cartea asta s-a făcut și o ecranizare, 7 ani în Tibet, și vă recomand să vă uitați la carte sau, pardon, să vă uitați la film sau să citiți cartea, că este foarte bine prezentată, este scrisă cartea și făcut filmul pe baza evenimentelor reale. Deci dacă puteți, vă rog să vă O uitați. să-l caut. O să învățați foarte multe despre asta. Bun, și mergem mai departe, penultima parte a lecției. Doamna? Facem, da? Dar și în Imperiu Mare mai era și Imperiu Persan. Da, sigur că da, Văd sigur. aici că avea puțin din India. Turcia a avut-o la un Da, moment sigur, dat. a fost cel mai mare. Cum să nu? Până în India a Era, ajuns. dar acum e ajuns o formă de pisică. Da. Și noi suntem peștele. Da. Facem mai departe un ultim exercițiu în care voi trebuie să recunoașteți țara. Cățelușii ăștia, nu știu despre ce e vorba, dar voi sigur o să știți. Deci, aveți text și o imagine și voi trebuie să-mi spuneți despre ce țară e vorba aici. Nu există WhatsApp? Nu China. există Facebook, nu există WhatsApp, nu există Google. Are cele mai mari Discriminare. zăcăminte de minereu și cel mai mare port maritim din lume. Despre ce țară e vorba? China. China, foarte bine. Și ursulețul panda era un Drăguții. indiciu, da? Cum am zis că se numește cel mai mare port? Shanghai. Shanghai, foarte bine. E Și greșit, oare de știu. ce nu există Facebook, WhatsApp și Google?
Pentru că nu-și permit. Oare de ce nu există? Da, așa că e foarte interesant că nu există. Cum aveți? Nu înseamnă că sunt încălcate drepturile oamenilor, că nu le este permis accesul la informație și să vorbească mult unii cu alții. Nu știți voi că în China sunt încălcate multe drepturi ale oamenilor. Mergem mai departe. Următoarea țară, ia să o vedem. Are cea mai interesantă casă din lume. La uimea compost bate cuie cu o banană lăsată iarna afară. Știu. E în Siberia? E în Siberia, sigur. Deci țara este? Rusia. Rusia, sigur. Și, pentru că recunosc casa aia din ora da? Trecută. Da, da. Casele din Siberia, în mod tradițional, sunt făcute din lemn, pentru că este cum se numeau? De mână. Poftim? Cum se numeau? Izb? Izbă, da, asta ai întrebat? Izbă se numește da, casele tradiționale ruse. Da, rusești, da. Bun, și o să vă pun pe lângă linkul de la Skyline Webgen, să vă pun la sfârșit și linkul cu un video de vreo 14 minute, unde o să vedeți cum domnul acesta merge pe la Oimia Acon și bate cuie într-un butuc cu o banană înghețată. Mergem mai departe. Hai, Haricleia, ne zici și tu. Da. India. India, sigur India. Că da. După Bollywood. Cum era să nu fie o desen, după animație, în primul rând. Deci, nu are Hollywood, dar are Bollywood, da? Bollywood. Adică, industria cinematografiei indiene este la Bombay și au preluat Bollywood de la Bombay și din Hollywood au făcut Bollywood. De ce are două limbi oficiale? De ce are engleza? Pentru că au fost sub colonie britanică. Foarte bine. Asta o știu de la comedie, doamna, că am comediantul meu preferat, e din Australia și era cum își imagina el că a cucerit Marea Britanie în India. Uh-huh. Era un dialog între un cavaler britanic și un indian care era de 7 ori mai deștept decât el. Am înțeles, ok. Și bătea joc de și zicea, și zicea, nu, că niciodată nu te-ai prezentat, și a zis, știi cine sunt, zice britanicul, și zice, nu, că niciodată nu te-ai prezentat, vii așa în fața mea, călărind pe vaca ta slabă și încerc să-mi cucerez. Acum, dacă e comedie, acolo e clar că e comedie, da. De altfel, și dacă și în vorbirea lor curentă se folosesc multe cuvinte engleze, tocmai datorită faptului că este și engleza limba oficială. Și în japoneză. O vacă de ce poate produce un blocaj în trafic? Pentru că? E animalul sacru în India. Animal sfânt, foarte bine, la hinduși, da? Bun, mergem mai departe. Ai zis, Haricleia, răspunsul? Nu. Nu e Japonia? Ba da, e Japonia. Că văd pești koi, așa se numesc. Pești koi. Da. Este un orășel în Japonia unde rețeaua de scurgere apa este așa de curată încât cresc acolo pești din ăștia, pești koi, lucru care este extraordinar, adică e așa de mare curățenie acolo. Da? Eu sunt zodia pești. Da? Și imaginea asta ce vă sugerează de aici? Ce am pus aici, oare? E tren? Da, trenul ăla, trenul. Deci știți că au trenul acela de mare viteză și în Kansenu, care merge așa de, are peste 300 de kilometri de oră, dar merge așa de lin, că o monedă pusă așa pe marginea ferestrei rămâne așa în picioare. Bun, mergem mai departe. După prima caracteristică, sigur vă dați seama. Marea Moartă? Marea Moartă, în ce țară este? Am vorbit azi. Haideți, dacă mergeți la Marea Moartă, care e cea mai ușoară modalitate pe care ajungeți? În ce țară vă duceți? În Israel, nu? Israel, da. Sigur. Deci despre Israel este vorba și vedeți ce interesant că are ca ramură economică tradițională prelucrarea diamantelor. Sunt diamante din Israel. Am o întrebare, dar de ce arată așa țărmurile? Aici este starea depusă.
într-o Merge. zonă de pe țări. Asta m-a întrebat Darius. Da. Se vede așa, parcă ar fi un val înghețat, un satur de pus acolo, sare, are așa aspectul ăsta. Mi-a Ah, întrebat îmi de poți mai zice ceva? diamante. Scuze. Diamantele sunt din Israel sau sunt aduse din altă parte? Israel. Nu sunt din Israel, sunt aduse din altă parte. Deci ei iau diamante din Africa, din America de Sud, din Australia, unde se știe că sunt resurse de diamante și le prelucrează. Și asta este o activitate a lor tradițională, pentru că ele iau, le cumpără brute, neprelucrate, au o valoare economică mai mică și după ce le prelucrează, adică le șlefuiesc, le crește foarte mult valoarea economică. Bun, mergem mai departe, Poți să zic ultima. ceva legat de Marea Moartă? Poți să zici sigur. Are atâta sarenia încât poți să plătești dacă... Sigur, da, de asta și era imaginea, nu mai insista că nu prea mai avem timp. Poți să De plătesc obicei, oricine. turiștii când merg acolo, iau, fac așa câte o poză când citesc ziarul, pentru că plutesc pe suprafața apei, da? Este practic o saramură. Are 30% sare. Deci dacă luăm un litru de apă din Marea Moartă, vă imaginați un recipient de un litru, îl umpleți cu apă, lăsați să se evapore și rămâne o treime sare. Da? Deci o saramură adevărată. Bun, haideți. Două imagini. Egipt. Egipt. Nu uitați-vă Nu? la cortul ăsta. Ah, cum se cheamă? Și știam. Un cort făcut Nu. din pâslă, un cort ceva mai... Turcia. Nu. Nu, nu. Nu. În Mongolia, da? Iurta, cortul acesta tradițional al mongolilor se numește iurta. Iurta este un cort în care, un cort mai de calitate, să zicem, în sensul că se menține mai bine căldura în interior, inclusiv pot să-și amenajeze o bucătărie. Uitați-vă că au acolo un coș de evacuare a gazelor, pentru că au acolo o sobă pe care pot să încălzească, să facă mâncare. Și Dacă îl puneți pe Gengis cămila, Han, cred că poftim. trebuia să-l puneți pe Gengis Han ca să fie mai ușor. Da, probabil că era mai ușor, ai dreptate, da. Și cămila se întâlnește în continuare în Mongolia. Bun, și acum terminăm. Mai sunt 4 minute până se termină lecția noastră Când mai și avem oră? nu mai aveți oră, corect, așa că vă țin astea 4 minute. Vreau să intrați pe Jamboard și să, chiar dacă o să fie acolo doar 2 idei de la fiecare, vreau să le scrieți, să le pun aici în chat și veți răspunde acolo la 2 întrebări. Am pus pe chat? Unde am pus? Nu sunt aici. Acum. Am Am o pus pe întrebare chat. cu dumneavoastră, o să facem, da, o să facem și SUA, Rusia și Germania. SUA, Rusia și Germania, ai spus? Da. Păi Germania anul ăsta nu. Nu, că facem Păi anul ăsta, sunt continentele extraeuropene. Deci vă rog să-mi A, păi nu, că îmi scrieți. scrie pe 4 a 8-a, adică mâine. Discutăm ce facem mai departe, da? Imediat o să discutăm. Aveți 2 întrebări la care vă rog să răspundeți, să scrieți. Luați de aici un sticky note și scrieți. Ce vă place cel mai puțin la Asia și ce vă place cel mai mult la Asia? Haideți, 2 minute avem să Poate să zic? discutăm. Da, și vreau să scriem, dar poți să zici, dar puteți și să La Asia nu-mi place populația mare în China, dar îmi place că au multe resurse. Îmi plac mai multe lucruri. alege unul. Religiile. Că este diversitate religioasă sau la Da. ce te referi? Că, da, că este Asta îți place? diversitate religioasă. Asta îți place? Da, pentru că Da. sunt și jumate musulmane. Am înțeles, sigur că diversitatea religioasă într-adevăr este un lucru foarte interesant. Hariclea, ne spui și ție ce îți place Nu-mi cel place mai mult. populația. Nu-mi Poftim? place populația și că În sensul că nu, în ce sens nu-ți place prea populația? mult. Este suprapopulată. Ok, deci nu-ți place că sunt foarte mulți, că e suprapopulată. Probabil că te referi mai mult la consecințele negative ale suprapopulării, Exact. nu? Da, sigur.
Bun, și ce-ți place? Păi, îmi plac anumite locuri și din continent, anumite Cum ar țări, fi? cum ar fi Japonia. Sigur, sigur. Sigur, ceva Ah, care am uitat să fascinant. zic. Doamne, am uitat să zic că îmi plac animeurile din Japonia, asta că vreau să se Cred că, întâmple. da, sigur. Îmi place și cultura de acolo. Sigur, păi vedeți că tot de asta și a ajuns până la noi, pentru că este atât de bine dezvoltată cultura, să zicem, așa de profundă, încât Și din toată India lumea. e frumoasă cultura. Sigur că da. Deci sunt foarte multe lucruri foarte interesante despre Asia. Dar știi ce e mai frumos la India? Minimarketurile alea, așa, cum le vedem în filme. Ok, da, bine, bun. Atunci, încheiem astăzi, vă spun ce facem ora viitoare. Discutăm despre Africa ora viitoare și sper că o să intrați din nou și Eu o să ora intru. viitoare. Haricleia, Și sper că eu, intri Dara. și tu. Și vreau să vă pun acum, haideți să vă pun repede pe chat, să vă pun Skyline Webcams link-ul, da? Și am o întrebare. Mâine o Te să... rog. A Poftim? ieșit, Darius. A ieșit. Da. Da. Atunci, Haricleia, doar pentru tine. Deci, link-ul de la Skyline Webcams și de la... intri pe el și ți-l salvezi? Da. Ok. Și link-ul de la Siberia, de la filmulețul acela. Unde este? Aici, aici este. Să te uiți cum face... sunt doar 14 minute aici. Nu e lung și vezi cum domnul ăsta face niște lucruri acolo interesante în Siberia, că poate cu e cu banane. Mă Da. scuzați, Ai văzut link-ul? m-a scos. Da, Darius, ok. Darius, vezi link-urile de pe chat Da, sau le mai pun o dată? m-am văzut doar unul. Ok, ia să vedem. Le mai pun încă o dată. Le-am pus pe amândouă. Deci este link-ul de pe YouTube unde vedeți filmulețul cu Siberia și cu Oimeakonu și link-ul de la Skyline Ah, Webcams, da? Skyline l-am instalat eu pe telefonul ăla. Ok, bine. Bun. Mă bucur că ați fost astăzi alături de mine și sper să ne vedem săptămâna viitoare. A, săptămâna Ceva cu... viitoare e, nu mâine? Săptămâna viitoare, da, în fiecare săptămâna viitoare am zis că facem Africa, da? Da. Ok, bine. Și vacanță frumoasă, să aveți în Mulțumim, continuare. asemenea. La fel, la revedere. Mulțumesc, la La revedere. revedere!